Bună tuturor, sunt Dana și vă spun bun venit pe canalul nostru de YouTube, Totul de Casă. Astăzi vă propun ceva dulce, dar fără zahăr, budincă cu banane. Aveți nevoie de 130 g curmale, 50 g unt de cocos, sare și scorțișoară, cam jumătate de linguriță din fiecare, 80 g amidon de porumb, 2 lingurițe cacao, 2 banane coapte, aproximativ 200 de grame și 700 ml lapte vegetal la alegere. Bananele conțin substanțe nutritive importante, fiind din acest motiv foarte hrănitoare. Se remarcă prin conținutul în complexul de vitamine B, vitaminele C și E, dar și minerale, precum potasiul, magneziul și fierul. Pentru că le vom fierbe câteva minute, o parte din vitamine poate că le vom pierde, dar rămânem cu mineralele și alte substanțe bune, în special pentru sănătatea inimii. Adăugăm curmalele, sarea, scorțișoara, cacao și laptele vegan la alegere. Eu am folosit laptele de migdale, dar puteți spune ce lapte aveți la îndemână. Amidonul îl puteți adăuga acum pentru a se mixa mai bine sau la sfârșit, înainte de a fierbe compoziția. Dacă vreți să iasă mai tare, puteți pune până la 90 g amidon. Mie mi-a plăcut doar cu 80 de grame, budinca un pic mai cremoasă. Laptele de migdale, bananele și cacao se combină excelent. În mod natural, acest lapte este bogat în vitamina E, un antioxidant care luptă împotriva multor boli, așa că merită introdus în dietă sub diferite forme. Mixați până obțineți o pastă foarte fină. Eu nu am hidratat curmalele și am mixat mai mult, dar le puteți hidrata dacă vreți în laptele pe care îl folosiți pentru a nu pierde din dulceața lor. Fără amidon, acest amestec nutritiv de lapte de migdale, banane și curmale poate fi folosit pe post de milkshake cu beneficii multiple pentru sănătate, mai ales că nu este procesat termic. Fierbeți compoziția până se îngroașă. Curmalele, bogate în glucoză și fructoză, îndulcesc suficient budinca noastră și vin la pachet cu o sursă bogată de minerale, printre care se numără potasiul, fierul, magneziul, fosforul, calciul, dar și vitamine și fibre. Când budinca este gata, puneți untul, mai amestecați puțin și stingeți focul. Untul de cocos are un punct de ardere destul de mare, așa că nu vă faceți griji, nu se va transforma în grăsime nocivă. Consistența înainte de turnare trebuie să fie ca unei smântâni, un pic mai groasă. După ce untul a fost bine încorporat, turnăm compoziția în formele alese. Încercați să o turnați repede pentru a nu se întări și în felul acesta să fie inestetică. Veți obține o budincă delicioasă, cremoasă, cu aromă de banane și scorțișoară, aducând un aport ridicat de energie, bine venită în caz de oboseală sau pentru începutul unei zile în forță. În loc să slăbească organismul, așa cum o fac faimoasele prăjituri pline de zahăr și grăsimi, această budincă, prin ingredientele ei, stimulează imunitatea, întărește oasele, are efect calmant în tuse și ridică nivelul de fier. După ce s-a răcit puțin, acoperiți formele pentru a nu face crustă. Dacă le acoperiți când budinca e fierbinte, va face condens. Din cantitatea prezentată, mie mi-au ieșit 8 forme. Puneți-le la frigider pentru câteva ore. După ce s-au răcit complet, le puteți scoate și savura. Poate fi consumată pe post de desert, atât de cei mici cât și de cei mari, bucurându-ne deopotrivă de gust și beneficii. Dacă v-a plăcut videoclipul prezentat, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați. Sunt Dana și vă aștept pe acest canal cu alte preparate rapide și delicioase. La revedere!